E bine, dacă nu aveați pe asta, vă spunem noi, Gabi Firea ar putea să fie candidatul PSD la prezidențiale. PSD-ul nemai având pe cine să pună, Liviu Dragnea, iată, încolțit, Victor Ponta hămesit și el, rămas fără lupii din aceeași haită. E bine, în aceste condiții, bine că am scăpat de varianta Rovana Plumb, da, ajungem totuși la Gabi Firea. Bă, există totuși un lucru bun, nu vă grăbiți să o demolați, că avem timp dacă ajunge și la președinție, există totuși un lucru bun. Știm ce face sau ce nu face Gabi Firea. Deci de aici înainte vom aștepta direct cu botul pe labe Ani Firea. Cum ar fi, bă, totuși să fie Elena Udrea și să afli de la știri că a ajuns Gabi Firea, șeful statului. Zic și eu așa. Sau cum ar fi să fie Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, ba chiar Olguța Vasilescu, că și prieteniile astea se opresc într-un punct. Da? Este un punct în univers unde toate prieteniile se încheie. Da? Nici măcar sarmalele nu mai schimbă macazul. Cum ar fi Gabi Firea să ajungă șeful statului, bă? Ea care a încercat să dezinsectizeze două parcuri și n-a reușit, nici măcar n-a ajuns până acolo. Gabi Firea asta care a schimbat un tramvai de când a venit la conducere. Gabi Firea, fraților, care se plimbă prin ploaie, precum Catrin Deneuve cu sora ei prin umbrelele din Cherbourg și nu face nimic, bineînțeles, mai cântă și mai dansează câte puțin așa. Cum ar fi să conducă o țară? Cota ei de favorabilitate ar fi de peste 50%. Gabi Firea în fața nimănui. Poate chiar vom avea o premieră absolută, o femeie candidând împotriva ei însăși la prezidențiale. Cine ar putea să îi se opună? Gabrielei Vrânceanu, Firea Pandele și cine știe cum o mai chema la un moment dat. Un fel de Elisabeta a doua, totuși, dacă ar ajunge să domnească asupra țării după ce a domnit asupra capitalei, doamna Firea în sus, doamna Firea în jos. Uluitor. Da? Ar fi extraordinar. Fie extraordinar și cu soțul totuși ce v-ați face, doamnă? Tot primar la voluntari. Da? Păi, în condițiile astea mă tem un pic pentru sănătatea doamnei Firea și nu mă refer aici neapărat la cât va avea de alergat, dar mai vii și acasă. Păi crezi că bărbatul ăla va suporta? Da? Deci tu ai fost primărița Bucureștiului. Ești șefa statului. Șefuța statului, așa. Ăla tot primar la voluntari. Păi la orice ceartă în familie, și Gabi Firea e genul care să mai ridice la un moment dat tonul măcar acolo, se reamintească atunci cu scara aia din biserică pe care s-a urcat amândoi, s-a uitat numai el, și tu ești primar la voluntar, mă. Eu am toată țara asta, dar mai, unde mai vine Pandele voluntariu? Că nu mai mi-amintesc. O, un dos de palmă, da. În momentele alea, ca să-l parafrazăm pe Nea Traian, nu știu cine pe cine și-ar dori să nu mai găsească acasă. Dar să ajungem noi acolo, că măcar spuneam avem un început, știm ce nu va face doamna Firea din cap până în picioare. Deci știm exact ce va promite în campanie, adică parcări, locuri de muncă, tramvaie, troleibuze, parcări, țânțari, da, copaci frumos pavoazați, luminițe de Paști, luminițe de Crăciun, luminițe de Sfântul Andrei, luminițe de Ziua Copiilor, luminițe poate chiar și de Ziua Maghiarilor, da, parcări, da, metrou, civilizații, spitale vopsite frumos, da, de toate, drumuri, bineînțeles, cât mai multe, panseluțe, parcări, da. Toate astea ne va promite doamna Firea cu duioșenii, aia nu măcar cu un versuri dacă ar face-o. Acolo să pricepe. În versuri să pricepe și la copii. Mi-a promis și mie, sau mi-a propus mai degrabă atunci când ne-am văzut, de ea era călăuza domnului Ponta, mi-a propus și mie atunci să facem, nu mai știu dacă unul sau mai mulți. N-am fost foarte atent că eram emoționat, era un moment destul de complicat, dar știți cum sunt femeile. Asta e lucru pozitiv, uită repede.